Odată cu sosirea iernii, pe Valea Sofiei răsună cântecele populare. Ansamblul folcloric Țărâncuța îi adună pe locuitorii satului la șezături. Împletitul, torsul scârmănatul lânii, țesutul, este îmbinat cu melodiile folclorice. Cu colectivul Țărâncuțului am hotărât să facem o șezătoare la sfârșit de an. Fiindcă lumea a terminat de pe deal, sunt mai liberi și sunt bucuroasă de ziua de azi, fiindcă toate doamnele care le-am invitat au acceptat, au lăsat lucrul acasă și au venit la această sărbătoare a noastră, șezătoarea. Prin organizarea șezătorilor în raionul Druche se încearcă de a menține obiceiurile și tradițiile păstrate din Străbuni. Dar noi vrem să anume să ne revenim la acea naturalețe a șezătorilor, care este să se țină, să se organizeze de către localnici, de către oamenii din sat, de către femeile cel mai deseori, adică să fie în cadrul natural, cum se organizau pe timpuri, cum se făceau pe timpuri șezătorilor. Pentru că una este să montezi o șezătoare în scenă, după un scenariu pregătit, după anumit subiect, alta e să fie șezătoare așa spontană, cum se, și acolo să se evidențieze, să se scoată din anonimat acele valori pe care le erau scoase la șezători, adică și acele cântece se învățau unii de la alții, snoave, povești. În cadrul șezătorii, fiecare din cei prezenți a dezvăluit amintiri din copilărie. Au vorbit despre tehnologia prelucrării cânipii și a lânii. Au cântat melodii din folclorul autohton aproape uitate și toate acestea inspirându-le și altoindu-le generației tinere. Spun că am fost impresionată profund pentru că a fost prima șezătoare la care am asistat și eu, pentru că nu se păstrează deja. Da, a fost o șezătoare frumoasă, dar a fost improvizată. Este frumos tot ceea ce face doamna Alexandra, vreau să-i mulțumesc mult, dar aș vrea să fie cum a fost pe vremuri, căci aș vrea, într-adevăr, este foarte frumos și trebuie să prețuim valorile naționale ale culturii noastre. Scopul ansamblului folcloric Țărâncuța din satul Sofia, care activează de un sfert de secol, este promovarea valorilor naționale, a tradițiilor și obiceiurilor, anume prin comunicare. Membrii lui se străduiesc să inspire dragostea față de frumos, față de patrie și de cultura neamului moldav. Nu mai plânge, toantă fără, că ai fi bună de mireasă, dar te strică gurița cât se îmblăca melița. Fata trăit în matasă, n-ai și-o aduce la casă.